Ești cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-am primit în viața mea. Bună ziua, aveam programare la ora 14 la dumneavoastră pentru un divorț. Divorț, da. Nu m-am răzgândit. Îți mulțumesc foarte mult, chiar a fost foarte agreabil și dar momentul ăsta chiar trebuie să plec. Mi-a părut bine. I-a fost o întâmplare. E o zi importantă, eu zic că e o zi importantă. Pune-te la telefonul, dă-te-le! Pune-te! Să te puțin mai jos. Ce faci, bă, băiatule, bă? Hai, noroc, salut! Dinăcoace, dinăcoace, dinăcoace! Giobulică, colegul nostru, de liceu, știi? De fiecare dată mă întâlnesc cu el la notar aici. Ce cauți aici pe capul meu în momentul ăsta? Ce cauți într-un teatru pentru copii părăsit dintr-un parc la ora asta, serios. Bă, dar văd că te-ai mult lipsit de la mine, pui tot felul de întrebări care chiar nu te privesc. Asta-i culmea. Îți promit eu că o să-ți placă, o să vezi.